Bună seara, domnilor și domnilor, și bine v regăsit la o nouă ediție a emisiunii Puls Economic, singura emisiune de regiunea de nord-est ce ia cu adevărat pulsul economiei șene. În această seară am un invitat special alături de mine și anume conferențiar dr. Ana Maria Bercu din cadrul Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din ea, și în mod special venită din cadrul Departamentului de Finanțe, Monedă și Administrație Publică. Bună seara și bine ați venit în studioul Live! Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Încântată să mă găsesc în această seară alături de dumneavoastră și de o temă de interes economic pentru noi, Academia, și pentru uh, toți cei care sunt interesați de domeniul științific. Nu le-am zis seșenilor despre ce urmează să discutăm. Iată, chiar dacă este joi seara, noi debutăm în această seară, săptămâna europeană. Începem să celebrăm chiar din acest moment săptămâna europeană, 11 ani de la integrarea României în cadrul Uniunii Europene. Universitatea Alexandru Ioan Cuza va găzdui chiar de mâine dimineață în aulă evenimente importante și oaspeți de seamă. Iată, Va debuta cu o conferință la care se muncește, să știți, și în aceste clipe, în culise, pentru că mâine dimineața, începând cu ora 9.30, au la se va umple, așa, de oaspeți de seamă. Și de ce nu, și iată, aveți și noastră, dragi șeni, un loc special, să-l ocupați. Da, sigur că da. Mâine începem ceea ce noi numim o serie întreagă de evenimente științifice, academice, care sunt corolate săptămânii europene la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Evenimente care sunt în egală măsură un aspect deosebit de important pentru ceea ce noi sărbătorim în acest an și anume Centenarul Marii Uniri. Conferința care va debuta mâine este la a doua ediție, se intitulează European Union Financial Regulation, Într-o traducere, ar însemna reglementările financiare de la nivelul Uniunii Europene. Este o conferință care face parte dintr-un proiect european. Proiect european care. A fost finanțat începând cu anul 2016 de către Comisia Europeană, astfel încât ne găsim în fața unui demers științific extrem de frumos, complex în egală măsură, și care își propune să răspundă unor provocări ale studiilor europene și ale problemelor de natură financiară, de natură bancară, de natură monetară și chiar din domeniul administrației, întrucât vorbim aici despre o serie întreagă de instituții care trebuie să răspundă tuturor acestor provocări reglementative din sfera Uniunii Europene. Eu mi-am permis în numele organizatorilor să invit pe toți cei ce ne urmăresc și care sunt interesați, și care, iată, vor să afle bă, tot ce înseamnă: informații de ultimă oră, studii, cercetări făcute chiar de uh, specialiști în domeniu. I-am invitat în aula. Acum, nu știu dacă am greșit sau nu, dar vă las pe dumneavoastră să lansați din nou invitația pentru toți cei interesați. Sigur că da. Așteptăm pe toți cei care se găsesc aproape de. Ceea ce înseamnă un schimb liber de idei. Întotdeauna, universitatea este locul unde putem spune lucrurilor pe nume, și de unde cred că se nasc cele mai frumoase și îndrăznețe visuri pe care le putem avea. Astfel încât adresez și eu, în egală măsură, invitația colegilor mei din mediul academic, studenților, studenților de la ciclul de licență, studenților de la ciclul de master, care se pregătesc pentru o profesie, pentru o viață profesională împlinită, în egală măsură celor care și-au orientat cariera spre cercetare. Mă gândesc aici la cercetătorii științifici, la cercetătorii doctorali și postdoctorali și nu în ultimul rând, bineînțeles, oamenilor care sunt cei ce uh, trăiesc și răspund în fiecare zi provocărilor pe care le nasc în fapt normativele europene, deciziile de natură financiară europeană, pe care de consecință. Sunt așteptați cu toții să debutăm mâine în aulă, în aula noastră Mihai Eminescu, o serie întreagă de evenimente care ne vor face mai bogați decât suntem în cunoștințe, în comportamente, de ce nu? I am aflat că acolo în aulă vor veni oaspeți de seamă. Mă bucur de parteneriatul iată pe care îl avem cu autoritățile publice locale și faptul că au răspuns prezent și vor fi alături de noi. Contează tare mult să profităm da, din plin iată, de, de sprijinul oferit de aceștia, de sprijinul oferit de mediul de afaceri deopotrivă. Dar aș vrea să știu ce invitații avem da, avem invitați de seamă, exact așa cum, cum ați remarcat. Aș spune, în primul și în primul rând, mulțumiri parteneriatului pe care îl avem noi cu autoritățile locale administrative. Și aici, mulțumiri calde se adresează domnului prefect Marian Șerbescu, care mâine va fi invitatul nostru și care va susține o prelegere în fața membrilor Academiei și a invitațiilor noștri, în egală măsură, domnului primar Mihai Chirica, care este în întotdeauna un sprijin de nădejde și întotdeauna am găsit în dânsul un partener pe care ne putem baza și pe care îl avem aproape ori de câte ori activitățile noastre solicită sprijinul dânsului. Deci au bifat prezent. Absolut, au bifat prezent și sunt convinsă că și activitatea ca atare va avea efectul scontat. Cât privește partea științifică, aici avem iarăși invitați care cred eu că aduc plus valoare evenimentului nostru, conferinței noastre internaționale, European Union Financial Regulation aceștia fiind în fapt reprezentanți ai mediului academic, țin aici să-l menționez pe domnul profesor Cosmin Flavius Costaș de la Universitatea babeș bolyai un specialist reputat în drept financiar fiscal european, în egală măsură nu pot să uit pe colega și prietena mea, profesor dr. Mihaela Tofan, care este în fapt și spiritul acestei conferințe și omul care a gândit, a creionat a pus pe hârtie, ne a invitat și ne a explicat care este visul ei în a realiza acest proiect și care, bineînțeles, că a avut și rezultatul fericit de a fi aprobat de către Comisia Europeană. De asemenea și dânsa este un reputat specialist în drept financiar european, cu lucrări și cărți scrise în acest domeniu și nu în cele din urmă, zic eu că de importanță pentru topicul conferinței este prezența domnului Georgios Zaguras care reprezintă Banca Centrală Europeană, este un consilier juridic superior în cadrul Directoratului General al Serviciilor Juridice de la nivelul Băncii Centrale. Și dânsul vine cu o prezentare interesantă despre provocările financiar-monetare și în egală măsură despre rolul pe care instituția pe care o reprezintă o are în ceea ce înseamnă activitatea propriu Zis, a acesteia, și implicit deciziile care sunt luate la nivel european și care afectează, fără îndoială, celelalte bănci a, centrale a, naționale. Vă spuneam eu că se vor dezbate, iată, începând chiar de mâine dimineață, subiecte importante legate de cerințele actuale ale reglementărilor financiare din cadrul Uniunii Europene și de ce nu poate chiar reușim să identificăm mijloace și metode de consolidare ale acestora. Prin urmare, sunteți invitați chiar în mod special să participați. Iată, cu siguranță va fi o sesiune de întrebări-răspunsuri. Se vor putea informa chiar din acest moment și adresa mâine întrebări. Specialiștii nu numai în domeniul uh, bă, fiscal, uh, numai în domeniul dreptului de cenu sau administrativ, vor putea veni chiar și nespecialiști să se informeze corect de la la cei avizați. Unde vor putea consulta programul, pentru că eu sunt sigură că am stârnit curiozitatea și interesul multora. Ca orice proiect care vrea să aibă un impact la nivel social și la, în principal la nivelul beneficiarilor direcți, avem o pagină website care este simplă www www.eufire.yc.ro Era să, Recurta să și greșesc. Eufire, Eufire deci exact. Pagina care găzduiește toate activitățile proiectului, toate evenimentele de natură științifică, rezultatele proiectului, dar nu în cele din urmă, scopul proiectului, obiectivele, echipa care se preocupă de toate aceste activități. Pentru că nu e simplu deloc, trebuie să subliniem. E o muncă care Începe chiar uh, imediat după finalizarea evenimentului, de se muncește, uh, și nu exagerez un an de zile, pentru a organiza o conferință de asemenea învergură. Ce trebuie subliniat e faptul că puteți participa absolut gratuit, deci nu vă costă absolut nimic pentru a participa și a pune tot felul de întrebări, de a adresa uh, provocări, de ce nu, specialiștilor în domeniu. De acord, bineînțeles că activitățile noastre se derulează de foarte multă vreme pentru a ajunge la nivelul la care ne găsim astăzi, de a putea spune că mâine debutăm cu o conferință de așa amploare. Este o muncă susținută, o muncă de echipă, care a însemnat multe sarcini atribuite fiecărui membru al echipei de proiect și, în egală măsură, parteneriatele fără de care, bineînțeles, că nu am fi putut ajunge aici. Cât privește modul de derulare, ziua de mâine este o zi în care începem în forță cu ceremonia de deschidere a săptămânii europene la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, cu participarea personalităților pe care le-am amintit un pic mai devreme și, bineînțeles, că vom continua cu un workshop dedicat cercetătorilor doctorali și postdoctorali, un workshop care se dorește o punte de legătură între Cercetarea avansată pe care o fac cercetătorii de elită, profesorii universitari și în egală măsură pentru a învăța și pentru a acumula bune practici în ceea ce privește modul de gândire în domeniul acesta al finanțelor și dreptului, al coroborării celor două discipline, dar în egală măsură, interdisciplinaritatea înseamnă întotdeauna să găsești punctul potrivit, din care să, sau unghiul potrivit, poate că este mai bine, din care să poți analiza aspectele financiar-fiscale pe care le presupune uh, orice uh, analiză, orice decizie uh, și exact. implicațiile pe care le are implicații pe care sperăm că le vom regăsi cu drag și în practică, pentru că mulți așteaptă schimbări favorabile da, în acest domeniu, iată, a fiscalității, Domeniul care și modificări și mijloace prin care putem impulsiona, de ce nu, toate motoarele economiei. Dar sunt curioasă pentru că, iată, conferința se află la cea de-a doua ediție. Aveți deja experiența unei prime ediții. Ce s-a întâmplat cu rezultatele? Cum au fost centralizate? Cum au fost monitorizate? Dacă se regăsesc, de ce nu, în practică? Sau poate de acum încolo doriți să le implementați? Prima ediție a fost ediția pilot, care ne-a creionat parcursul celorlalte ediții, noi dorindu-ne în principal să perpetuăm această manifestare științifică în cadrul departamentului nostru de finanțe, Monede și administrație publică și să facem lucrurile să fie un dat și să avem întotdeauna subiecte de discuție interesante. Um, rezultatele um, activităților anului trecut, implicit al acestei conferințe, se regăsesc în lucrări științifice care au fost publicate de participanții la conferință într-un jurnal, un jurnal, aș zice eu, extrem de um, focusat, extrem de complex în egală măsură, care a fost publicat la editura Universității Alexandru Ioan Cuza și care ulterior a fost transmis spre a fi indexat în E.C. Thomson and Reuters. Sperăm să avem și această indexare cât de curând, astfel încât să fie posibil accesibil către uh, cercetătorii interesați de domeniu, nu numai de la noi din țară, ci și din de pe plan a, internațional. Din, da. din plan internațional, sigur că da. Uh, cât privește ideea aceasta de a pune în practică și de a vedea efectiv care sunt efectele unor astfel de manifestări științifice, cred că principalul nostru obiectiv este acela. De a face ca studenții care participă la activitățile proiectului, fie prin participarea la cursuri, cursuri special dedicate lor și care urmăresc să ofere o bogată sursă de cunoaștere, avem în egală măsură și partea aceasta de conferințe care vizează. Tot, tot spectrul studențesc, workshop-uri, webinar care înseamnă activități în care ceea ce au acumulat de-a lungul timpului pot să pună într-o formulă frumoasă și să prezinte colegilor, profesorilor invitați. Acesta este un alt rezultat al cercetărilor pe care le facem și al activităților propriu-zise ale proiectului. Și cred că principalul a... obiectiv sau beneficiu, avantaj, cum vreți să-l numiți, e faptul că se unesc la aceeași masă oameni cu iată cu minți luminate, se creează o furtună așa, da, a științei și a ideilor, de unde cu siguranță se nasc. Proiecte importante. Încercăm, colaborări. Importante. Absolut. Încercăm de fiecare dată ca acest uh, moment al discuțiilor cu studenții noștri să nu fie un moment al unor evaluări, ci din potrivă să fie un moment al uh, creării de valoare adăugată. În sensul în care studenții sunt invitați să își spună ideile, să le argumenteze, să le susțină, să aibă posibilitatea de a împărtăși cu ceilalți colegi, dar și cu profesorilor, în egală măsură avem și invitați din practică, ceea ce înseamnă că îmbinăm partea teoretică, cea în care noi explicăm cum ar trebui să fie, cum este, care sunt principiile, rolurile instituțiilor la nivel european, care este mecanismul, mersul firesc al lucrurilor, avem nevoie de practicieni care să ne spună dacă chiar așa stau lucrurile și în practică. Pe cale de consecință, avem activități care presupun invitarea specialiștilor din mediul privat și public pentru a împărtăși studenților noștri, participanților în egală măsură la activitățile noastre științifice, a propriilor experiențe, da. Asta contează. a ceea ce trăiesc ei în fiecare zi și, probabil, a barierelor cu care se confruntă, a soluțiilor pe care le găsesc, a modului în care surmontează absolut orice limită ce poate fi pusă la un moment dat într-o anumită situație. Iată, Universitatea Cuza organizează o serie de evenimente în săptămâna europeană, după cum vă spuneam, 18-26 mai e perioada în care se vor desfășura toate aceste uh, mișcări de forță, da? pentru că sunt oameni cu multă putere și multă gândire și, uh, și minte luminată. Uh, aș vrea să mai povestim ieșenilor și ce alte manifestări se vor organiza pentru că știu că mai urmează o conferință foarte importantă. Vă spuneam eu de tur de forță vor veni peste 300 de, de invitați. Cred că e record așa e. Da probabil că da da o conferință mare o conferință mare și de tradiție aș putea spune este vorba despre uh, Conferința NISPACI, mai exact este vorba despre o conferință internațională a școlilor, a unei rețele de școli și institute de cercetare în administrație publică din centrul și estul Europei. Spun că este o conferință de tradiție întrucât uh, uh, se găsește la 26-a ediție, dacă mi-amintesc eu bine acum, ceea ce înseamnă că are o istorie îndelungată în a investiga, în a cerceta. În a determina toate acele uh, probleme care uh, sunt specifice domeniului administrației publice și nu numai acestuia, ci întotdeauna cred eu că momentul este acela al uh, abordărilor uh, multidisciplinare. Așa este. Interdisciplinaritatea este ceea ce astăzi uh, se poate creiona ca un. Uh, trebuie să, deoarece niciodată nu poți să spui că doar un efect de nișă este cel care îți va da și soluția potrivită. Conferința NISPASI este găzduită spre bucuria, spre marea noastră bucurie, la Iași. Și în această privință cred că doamnei rector în funcție, doamnei profesor Mihai Onufrei, trebuie să îi mulțumim și să îi asigurăm tot sprijinul necesar. Și încrederea pentru încredere, că, și că și încredere, iată, vor veni peste 300 de oaspeți importanți la Iași. Este unul dintre oamenii care a sprijinit foarte mult. Această conferință pentru a avea loc la Iași în această săptămână europeană și într-un an special pentru noi. Cred că va fi de asemenea o activitate benefică nouă celor din mediul academic, dar în egală măsură și studenților noștri și practicienilor domeniului administrației publice. Așa încât invitația este adresată și este deschisă tuturor celor interesați de această problematică interdisciplinară și extrem de complexă viața noastră este creionată în fiecare zi de o decizie administrativă cu efect direct asupra fiecăruia dintre noi. Așa este. Iată ultimul minut a primei părți a emisiunii. Eu să vă rog să lansați un mesaj, o urare către toți cei ce ne-au urmărit. A doua parte a emisiunii va găzdui un alt invitat, un alt subiect. Vă mulțumesc tare mult pentru oportunitatea oferită de a prezenta debutul Săptămânii Europene la Universitatea noastră și, în egală măsură, adresez invitația dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră de a fi acolo alături de noi și pentru a câștiga noi plus valoare prin ceea ce vom împărtăși împreună. Încă o dată mulțumesc tare mult pentru prezența mea în emisiune. Mulțumesc și eu că ați răspuns afirmativ invitației. Vă doresc succes în tot ceea ce înseamnă organizarea acestui eveniment. Iată, ne mândrim cu toții că suntem europeni, că Iașul este oraș universitar și că studenții susțin tot ce înseamnă mediul academic și economia orașului nostru. Cu drag vom fi mâine prezenți începând cu 9.30 în aula Universității Alexandru Iancuza din Iași. Spor în toate. Mulțumesc! Dumneavoastră rămâneți aproape, luăm o scurtă pauză pentru publicitate, continuăm imediat cu un nou invitat, un nou subiect.